Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mare scandal cu o tentativă de impozitare a energiei produse de particulari pentru propriul consum prin panouri fotovoltaice, adică energia care rămâne, nu cea pe care o dai neapărat în sistem, să zici că te fii producător de energie, aia pe care o consumi tu. Știrea oficial sună așa: guvernul a adoptat recent, înainte de 1 decembrie, o ordonanță de urgență, care încă n-a fost publicată, prin care se modifică legislația în domeniul regenerabilelor și prin care se introduce posibilitatea statului de a taxa prosumatori în viitor, chiar și pentru energie electrică produsă care nu a fost livrată în rețea, ci folosită pentru autoconsum. Și anumitul curent de casă. Da. Adică îți pui panouri fotovoltaice să-ți faci tu energie și statul zice: aha! Ce faci, mă? Îți produci singură energie? Ia, să te taxăm. Interesant că nu doar opoziția, Recte USR, ci și principalul partid de guvernare, să recunoaștem, PSD, protestează față de acest document. Liderul senatorilor PSD, Ștefan Radu Oprea, l-a întrebat public pe ministrul liberal al energiei, Virgil Popescu, de ce pune frână dezvoltării energiilor regenerabile prin taxare, plus alte cuvinte urâte. În urma valului de reacții, Ministerul Energiei a comunicat că taxa va intra în vigoare în 2026. Adică nu e pentru noi, mă, stați liniștiți că mai sunt alegeri, mai vedem noi, nu? Și că ar fi prevăzut într-o nouă directivă europeană. Redactorul șef de la Economica.net, Mihai Nicuț, este la telefon. Bună dimineața, Mihai! Neața. Bună dimineața! Mihai, ce se întâmplă cu reglementarea asta? Adică mă întreb, chiar ne obligă Comisia Europeană să taxăm producția de energie din razele soarelui pentru propriul consum? Da, e foarte ciudat și pentru mine, de la mine a pornit știrea, neavând eu ce face vineri și răsfoind o directivă, o ordonanță de vreo 100 și vreo 20 de pagini, ca așa le dau mai nou, am văzut și această prostie, ca să mă exprim în termen chiar foarte clar. Nu, directiv, din câte știu eu, dar poate guvernul vrea să mă contrazică, directiva are doi, directiva de regenerabile pe care guvernul vrea să o adapteze legislația românești, nu prevede neapărat taxarea energiei regenerabile produse de prosumator. Dar probabil guvernul României s-a gândit să introducă el această prevedere, sau mă rog, nu o prevede atât de strict. Despre ce e vorba de fapt? Într-adevăr am scris și eu și eu așa este. Directiva ar urma, sau taxarea, dacă se va face, ar urma să fie din decembrie 2026. Și sunt niște condiții destul de stricte acolo pentru ca să se pună o taxă, dar se pot aplica. Adică sunt unul din trei cazuri, cel puțin să fie. Unu, dacă se consideră că deja prosumatorul a făcut obiectul unei scheme de sprijin și unii dintre ei au făcut, că și-au luat panouri suplimentare cu subvenție. Doi, dacă cumva capacitățile astea mici instalate la noi pe case, prin grădini, ajung să însemne 8% din toată capacitatea instalată la nivel național. Și trei, dacă instalația prosumatorului la mare de 30 de kW, cu putere mai mare de 30 de kW. Mai rare cazuri, dar există în teorie posibilitatea ca statul, dacă vrea, să taxeze. De ce ar vrea să facă asta? Adică, în afară de ideea că o să mai câștige niște bani, de ce ar vrea, practic, să descurajeze instalarea de panouri fotovoltaice? Că oamenii vor spune, de ce să-mi pun panouri ca să plătesc taxă suplimentară la stat? Exact asta, exact asta m-am întrebat și eu, pentru că intră această reglementare. Eu sper că o să fie corectată, mai ales după ce a ieșit un pic de scândăluț așa. Această practică, această nouă împilare vine după multe, pentru că trebuie să ne gândim, sau trebuie întrebat și acest guvern sau această țară cam ce își dorește cu acest sector al regenerabilelor, pentru că după ce a ținut în brațe ani de zile la început și România, într-adevăr, a avut și potențial la început să instaleze și există o capacitate instalată. Anul ăsta parcă s-a dezlănțuit, cum să zic, iadul asupra lor, în sensul următor. Producătorii mari din fotovoltaică regenerabile, din vânt și din soare, au intrat la suprataxare, inclusiv pe cantitatea de energie pe care ei o cumpără ca să producă energie electrică, și nu li se recunoaște un dezechilibru de câte 5% în condițiile în care, știu și noi, vântul, soarele sunt fluctuante și undeva în industrie un standard de 20%, deci îi bagă pe pierdere pe cei existenți, pe cei care abia au început să facă proiecte mari și sunt pe țeavă, ca să zic așa, proiecte foarte mari în România, de sute, mii de megawați, mai ales în soare. Le-a zis așa, domnul Ministerul Agriculturii a zis așa, stop joc, duceți-vă înapoi, că nu se poate să construiți voi chiar așa pe orice teren. Păi, domnul, dar avem lege. Nu, nu, legea aia o interpretez eu așa cum vreau eu și n-aveți voie. Și a treia,
pe segmentul pe care chiar se mișca această împinare la oamenii care, văzând aceste factori mari, mai ales la încălzire, au zis să stai puțin că pot să-mi produc, dacă pot să-mi produc curentul acasă, și acum vine statul și descurajează și pe ăștia. Deci un cadru mai larg, așa, din care eu personal nu înțeleg nimic. Adică dacă statul zice român, poate să vadă cum a făcut Victor Orban în Ungaria. Orban a spus că capacitatea rețelei nu mai permite instalarea de noi panouri fotovoltaice. Și atunci lumea știu. În România, însă, în teorie, se încurajează. În practică, să vedem tot felul de astfel de idei, scheme, ordonanțe, prin care, practic, ești descurajat să faci acest lucru. Mulțumim pentru explicații și pentru semnalul dat. Mihai Nicuț, redactor șef economica.net. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.